Am văzut câteva stângăcii din partea guvernării care nu arată a maturitate foarte mare. De exemplu, să stângi focul de la. Uh, Uh, memorial, memorial supărându-te pe uh, Federația Rusă. Uh, uh, stat, este... Nu, nu, nu. Un... Eu o să spun după care dumneavoastră o să comentați. Da, dar, uh, uh, Nu s-a stâns focul. Scurtuțe, de... da, scurtuțe este în da. felul următor. Ori îl stângi și te arăți că ești tare și le dai un obraj la ruș, ori nu de moi după asta și îl aprinzi înapoi pentru că Rusia nu crede în astfel da. de... de la... Referitor la comunicarea autorităților, eu cred că Ministrul Fracturii comunică des cu jurnaliștii, iese des în conferință de presă. Da, sigur, nu poți să uh, spui tot ce se tot discută să... la negocieri, nu, pentru că ai tot aș vrea să vină privesc punct eu acolo la discuții uh, la cu Gazprom să știm tot ce se întâmplă, dar sunt negocieri. Uh, nu este în interesul Republicii Moldova să dai toate detaliile și să arunci acuzi în stânga, în dreapta, în momentul în care ești negocier. Eu sunt sigur că detaliile, mă rog, posibil să fie comunicat la un moment viitor, dar comunicarea vine la domnul Spânu, a spus atunci ce propune Moscova? Moscova propune un preț mult mai mare, propune niște condiții de a asimila niște datorii care nimeni nu știe de unde au apărut, propune anumite condiții care nu sunt clare. Deci asta s-a spus. Dar da, și eu care nu sunt de acord sunt să ceea că ce guvernul spunea? nu comunică. Acum ce cu greșelile, Nu, cu nu, nu, la greșele. Pot. Aceste, acest subiect pe care l-a menționat acum domnul Munteanu, legat de formule de federalizare, se discută astfel? Ați deci eu nu pot să vă spun acum ce se discută sau nu, pentru că eu nu particip la negocieri. Dar eu sper că, că membrii cabinetului de ministră n-au secrete de la uh, deputații care au numit în această funcție. Sau nu, a... dar, eu nu pot să vă spun acum ce s-a discutat. Uh, eu pot să spun ce s-a anunțat și uh, ministrul a anunțat, ce propune Moscova, ce să nu este în interesul nostru, un preț mai mare decât, un semnificativ mai mare decât ce se propune altor țări care semnează contracte pe termen lung. Se propune a prelua o datorie istorică care nu este clar cum a fost formată și asta nu este corect pentru cetățeni. Ce ține de focul de la memorial în a fost o greșeală tehnică, nu trebuie asta să se întâmple, a fost reparată greșit și eu nu cred că este ok să speculăm pe greșeală subiect. tehnică sau politico-tehnică? Era clar că a fost anumite persoane, eu înțeleg, de la Chișinău Gaz care au zis că nu știu cum s-a întâmplat acel lucru, dar s-a remediat rapid. Nu, și dacă pot să numești, nu știu, nu greșeală, guvernului, guvernării. Eu vă știu un om foarte competent și responsabil. În momentul în care dumneavoastră spuneți că în prin criză, că noi ne certăm cu Rusia, se închide un robinet acolo și nu există... Nu sunteți om serios. Uh, oricum a existat o decizie politică, cineva s-a nervat, a bătut Eu, nu este, un masă și a spus să stângeți... Bun, dacă nu este adevărat. Nu este rezultat este vă... sensul să închize și după asta la vă... memorialul okay. internitate. Okay. Da? Ne privește lumea și va judeca dacă ce fel de om rezonabil ar, 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 face așa ceva din pur motive politice? Ce are memorialul în Trinitate cu negocierile cu, cu gaz? Este relevant pentru situația care, în care suntem noi acum. Nu stă deputat acolo și ține mâna pe robinet.